și roată prin vară se-ntoarce înapoi cu întreaga ei comară. Felicit pe toți românii cu această frumoasă sărbătoare și îi chem încet, pas cu pas, vorbă cu vorbă, dar să muncească pentru ca această unire să se producă. Odată Dumnezeu le-a așezat în felul său, trebuie să fie așa cum a vrut Dumnezeu. În 1 decembrie, ziua Unirii Românilor, s-a produs actul Unirii. Asta e. Noi nu putem să construim un viitor fără trecutul nostru istoric. Dacă nu ții cont de trecut, înseamnă că nu știi ce viitor trebuie să construiești. Asta e. Dacă noi aderăm la Uniunea Europeană, noi suntem uniți în marea familie europeană și în marea familie românească. Toți cetățenii doresc acest lucru. De ce îi ferici pe toți cu această frumoasă sărbătoare?